salutare, dragii mei prieteni! Eu sunt Zăpăcica, dar să nu credeți că aș fi foarte zăpăcită. Doar uneori mă ia zăpăceala, dezăpăcesc, apoi mă dezăpăcesc și iar mă ia zăpăceala la loc. Nu știu ce ați înțeles voi de aici, dar eu sunt o zăpăcică drăguț dezăpăcită. Tare mult îmi place arta origami și îmi doresc enorm să vă arăt cum dintr-o simplă coală de hârtie poți să faci o mulțime de chestii interesante. Apropo, voi ați știut că arta origami este una dintre metodele de detașare de la activitățile zilnice recomandate chiar și pentru oamenii mari. Prieteni, dar voi v-ați întrebat vreodată din ce este făcută hârtia și cum se obține hârtia pe care noi o folosim? Cea pe care scriem și desenăm cu atâta plăcere. Eu am aflat că totul începe de la lemn, adică din copaci. Iar pentru a avea un set de hârtie pe masă A4, adică un pic mai mare decât caietul, este necesar lemnul de la un copac. Dar dacă ne gândim că fiecare la noi acasă avem un set de hârtie în dulăpior, este ca și cum am avea o pădurice în camera sa. Ar fi bine să nu neglijăm prea mult natura, să nu aruncăm hârtia care poate fi reutilizată. Eu, de exemplu, în urma activităților de confecționare, dacă mai rămân bucățele mici de hârtie, eu le păstrez și le fac hârtiuțe pentru notițe. Vă îndemn și pe voi să faceți același lucru, ca să avem o planetă curată și să trăim în armonie cu mama natură. Iar acum, haideți să începem treaba! Surprizele planetei. Am propus pentru astăzi să confecționăm o solniță. Cel mai important este prima etapă de lucru. Avem nevoie să formăm o foaie de forma unui pătrat. Cum se face? Simplu, cu ajutorul unei foarfice vom plia foaia ca jumătate de triunghi și vom obține un pătrat. Bucățica care este în afară de triunghi, o înlăturăm cu ajutorul unei forfice. Acum am obținut un pătrat. Cea de-a doua etapă este să pliem celălalt colț spre celălalt colț. Și astfel vom obține două linii încrucișate. După aia o deschidem și a treia etapă este să pliem toate colțurile spre mijloc. Întoarcem foaia pe partea opusă și facem tot același lucru, pliem toate colțurile spre mijloc. Atenție maximă! Toate colțurile trebuie să fie egale. Pliem pătratul pe verticală, apoi pe orizontală. Și în sfârșit putem să punem degetuțele noastre hărnicuțe în solniță.
ședința noastră este gata. O putem acum admira. Vedeți ce minunății am reușit. O putem utiliza chiar pe masa de lucru pentru unele obiecte mai mici, ca să nu stea aruncate, cum ar fi niște mărgelușe care mi-au rămas de la o brățară. Și niște chestiuțe de la jucării. Așa că este foarte utilă. Abia aștept să ne scrieți pe paginile de socializare a Fetiței cu Surprize cât de utilă este sornița voastră pe care ați creat-o la voi acasă. Vă doresc o zi minunată și plină de creativitate! Mua!